Fiecare al 10-lea candidat la alegerile parlamentare deține două cetățenii. Cei mai mulți sunt înscriși pe listele Partidului Liberal. Nici Partidul Comuniștilor nu este o excepție. Aceștia, din urmă, au adoptat anul trecut o lege care nu permite persoanelor cu funcții înalte de stat să dețină două cetățenii. Totuși, 88 de candidați în parlamentare dețin duble cetățenii. Partidul Liberal se află printre partidele care au cei mai mulți candidați cu dublă cetățenie, în număr de 22, fiind urmați de Alianța Moldova Noastră, Mișcarea Acțiunea Europeană. Nu toți liderii de partid vorbesc deschis despre aceasta, iar unii chiar se declară surprinși. Se pare că Partidul Comuniștilor va rămâne fără 5 patrioți, pentru că 5 candidați dețin cetățenia statului român și bulgar. Totodată, unii politicieni sunt convinși că viitorul Parlament va modifica legea privind dubla cetățenie. Legea privind dubla cetățenie a fost un subiect de discuție la CEDO, care a recomandat Moldovei modificarea acesteia. Juristul Vitalie Nagacevski este convins că anume așa se va întâmpla. Există o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului care stabilește că interdicția de a fi ales în funcție de deputat pentru persoanele care dețin dubla cetățenie contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului. Pentru Școala de Jurnalism, Natalia Ghilașcu și Sandu Ciobanu.